Salut! Sunt Robert și astăzi mă gândeam să facem o prăjitură cu cocos, doar că în loc de prăjitură o să fie tort și în loc de cocos o să fie caramel. Și prăjitura cu cocos o să vină probabil săptămâna viitoare. O să fie o demonstrație de reciclare a rețetelor astăzi. Și pentru tortul ăsta Snickers o să folosesc aproape toate rețetele sau toate componentele pe care le folosesc în tort. Sunt rețete care sunt deja într-un fel sau altul pe canalul meu de YouTube. Începem super rapid cu un blat de ciocolată pentru care am folosit 2 ouă, 100 de grame de ulei și 125 de grame de lapte bătut. Și peste ele o să pun 100 de grame de ciocolată peste care am turnat 60 de grame de cafea caldă și am făcut un fel de ganache așa de ciocolată cu cafea. Și să nu vă fie frică, gustul cafelei nu se simte în produsul final. Practic cafea doar potențiază gustul ciocolatei. Tot aici adăugăm și 150 de grame de zahăr și ingredientele uscate, 150 de grame de făină, 50 de grame de cacao, 4 grame de praf de copt și un pic de sare și torn ingredientele ude peste cele uscate. Amestec doar până la omogenizare. Și torn compoziția într-o formă sau, în cazul meu, într-un inel de 18 cm. O să coacem blatul la temperatură destul de mică, cam 150-155 de grade fără ventilație, aproximativ 50 de minute, o oră sau până când o scobitoare inserată în centrul blatului iese curată. Până blatul este la cuptor, o să ne ocupăm de caramel, iarăși o rețetă care este pe site. Într-o oală am pus 200 de grame de zahăr și o să îl topesc pur și simplu pe foc mic spre mediu. Când tot zahărul s-a topit, adăugăm 70 de grame de unt la temperatura camerei și amestecăm bine. Și 150 de grame de smântână pentru frișcă, la fel, la temperatura camerei, deci nu rece. Aveți grijă la aburi. După aproximativ 30 de secunde de fiert, caramelul este gata și folosind cantitățile pe care vi le-am spus și timpul ăsta de fierbere, obțineți un caramel care va fi destul de moale în tort și va curge frumos. Dacă vreți un caramel mai tare, puteți să puneți mai puțină frișcă sau să-l fierbeți un pic mai mult. Ok, am scos caramelul într-un bol și peste o să pun 75 de grame de arahide prăjite și sărate, fără coajă. Eu am cumpărat direct arahide prăjite și sărate, că mi s-a părut mai rapid decât să le prăjesc eu. Și le-am tăiat un pic să le mărunțesc, să nu fie chiar întregi. Și asta a fost. Gustul sărat, am ars. Gustul sărat o să fie foarte, foarte fin și o să contrasteze foarte bine cu dulcele tortului. Mie îmi place. Dacă vreți fără, puteți să cumpărați arahide prăjite nesărate, eventual. Ok, caramelul a răcit,
blatul mai are, luăm o scurtă pauză. Caramelul s-a răcit și puteți vedea ce textură frumoasă are. Blatul s-a copt și s-a răcit și el și l-am feliat în 3 felii. Și acum o să ne ocupăm de crema din interior. Cum am zis și la început, iarăși o cremă reciclată de la o altă rețetă, respectiv de la rețeta de brioșe cu ciocolată și cremă de unt de arahide. Așadar, am modificat doar cantitățile și deși vă zic aici ce rețete folosesc, o să pun link-uri, sau să, dacă nu o să uit, în descrierea videoului sub butonul de like o să aveți și link-uri către fiecare din rețetele astea. Ok, într-un bol mai micuț așa, am pus 55 de grame de unt la temperatura camerei și 55 de grame de zahăr pudră și o să le mixez să se aereze bine untul cu zahărul. Iar după ce s-a aerat un pic, o să adaug 110 grame de unt de arahide. Aici folosesc unt de arahide fin, deci fără bucăți de arahide, pentru că am caramelul care are bucăți de arahide și atunci în cremă nu mai am nevoie de textură adițională. Iarăși mixez. Iar la final 275 de grame de cremă de brânză. Crema de brânză rece, restul ingredientelor a fost la temperatura camerei. Și iarăși mixez până se aerează și se omogenizează bine crema. Am pus crema de brânză cu unt de arahide într-un poș și acum o să începem să umplem tortul. Mie, pentru că îmi place să fie foarte simetric tortul, o să folosesc un cântar și folosesc cam 250 de grame de cremă pe fiecare strat și cam 200 de grame de caramel cu arahide, la fel pe fiecare strat. Începem cu crema și vreau ca pe marginea tortului să fac o bordură un pic mai înaltă, pentru că pe mijloc va fi caramelul, caramel care nu vreau să ajungă pe marginea tortului și să se verse. Am pus crema, acum 200 de grame de caramel. Aveți grijă caramelul să nu se întărească prea tare ca să nu puteți să-l întindeți aici, de să nu-l răciți chiar de tot de tot. Pun un blat și fac exact la fel și pe al doilea strat de cremă. La final ultimul blat și pun presiune un pic să facă contact foarte bine blaturile și crema din tort și mă asigur că partea de sus este dreaptă ca să nu am un tort strâm când va trebui să-l decorez. Acopăr tortul cu o folie și o să-l bag la frigider măcar 6 ore. Pentru ca cremele din interior să se stabilizeze, să se combine bine gusturile între creme și blat și să se întărească ca să-l pot torna. Am considerat că este suficient de puternic gustul de arahide de la arahidele din caramel și untul de arahide pe care l-am folosit la crema din interior, așa că pentru exterior am ales o cremă simplă de brânză, la fel. Rețeta o găsiți deja pe canal, cream cheese. Am folosit 135 de grame de unt și 90 de grame de zahăr pudră, unt la temperatura camerei și un pic de esență de vanilie. Am spumat untul cu zahărul pudră, după care am adăugat 340 de grame de cremă de brânză rece de la frigider și asta e crema cu care o să învelesc tortul.
Eu am făcut 3 sferturi de rețetă de cream cheese. În mod normal, cred că ar ajunge și jumătate de rețetă, dar eu am vrut să fiu sigur că am suficientă cremă pentru filmare să acopăr tortul. Și acum, deasupra, o să torn un ganaș simplu, făcut din ciocolată neagră și frișcă, 1:1. Am pus cam 75 de grame de ciocolată neagră și 75 de grame de frișcă, încălzite pe baie de aburi. Nimica prea complicat. Voi, evident, puteți să faceți un decor mult mai complex sau mai frumos decât am făcut eu. O rețetă foarte ușoară, după cum ați văzut, și nimic nou ce n-am făcut împreună aici pe canal. Nu uitați că puteți să vă alăturați și să mă susțineți pe Patreon sau alăturându-vă canalului chiar aici pe YouTube. Donațiile încep de la 1 euro pe lună, mi se pare foarte accesibil. Mulțumesc mult că v-ați uitat. Ne vedem ca de obicei la următoarea rețetă. Pa, pa! Prăjitură cu cocos, da?